Obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile europene și naționale destinate schemelor de sprijin pe suprafață în anul 2014, precum și modalitatea de accesare a acestora. Fermierii din județul Giurgiu pot spune că sunt din ce în ce mai interesați, chiar dacă numărul per ansamblu al cererilor depuse este pe un trend descrescător. Asta nu înseamnă că sunt mai puțini fermieri care accesează, atâta vreme cât suprafața înregistrată este o constantă și chiar un pic mărită. Pe durata campaniei, centrele județene și locale ale agenției vor organiza sesiuni de informare și instruire a fermierilor, respectiv a administrației agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijin pentru plăți pe suprafață în anul 2014. De asemenea, se va urmări și modalitatea de completare a acestora, condițiile de eligibilitate impuse de legislația europeană și națională, tipurile de controle impuse de regulamentele europene, precum și de pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafață. 2014 este un an de tranziție către noua politică agricolă comună. Sigur că sunt mai multe elemente pe care noi le vom aduce la cunoștința fermierilor în ceea ce privește noua politică agricolă comună, care se vor aplica efectiv începând cu anul 2015. Potrivit APIA Giurgiu, în cadrul sesiunilor de instruire, se va acorda o atenție deosebită procedurii de completare electronică a declarației de suprafață și identificare, respectiv de schițare corectă online a parcelelor agricole. Anul trecut au solicitat sprijin de la APIA aproape 15.000 de fermieri pentru o suprafață agricolă de circa 200.000 de hectare. Suma aproximativă pe care au primit-o agricultorii giurgiuveni se ridică la aproape 28 de milioane de euro.